părere aveți că Udrea o să intre la închisoare? Udrea, având în vedere că e blondă, are silicone pline cu lapte de capră și de oaie, dar ea nu trebuie să meargă la facultate de împușcări, că are boguri și trebuie să facă un pic de masaj, să face un pic de masaj pe spate sau pe buric, ca să îi scoală ochii. Că dacă nu, bărbatul ăsta care a fost despărțit, plânge după aia că nu are ce mânca în burtă și după aia trebuie să facă de mâncare cu care de capră și de oaie și de porci. Și aici trebuie să vină și niște gorilele pe aici care mâncă bananele și avem aici un frate de-a meu, îl cheamă Gorila. Bună seara! Și nu are voie să intre doamna Elena Udrea, că ea, Elena Udrea, e nevasta noastră. Trebuie să facă nuntă cu ea și că dacă s-a despărțit de Cocoșu, trebuie să fie cu mine nevasta mea, că trebuie să mergem la Boghiș, ne spălăm, ne facem frecții la bidoane, la boxe, oriunde. Trebuie să facem și noi sexy la Udrea, că Udrea așteaptă dragostea la prima zi, că da, Cocoșul și Găina au dispărut-o. Că Cocoșul nu mai trebuie pe ea, că ei trebuie să fie la noi. Nu, Găina trebuie să fie. Găina. Găina e băiat, dar Cocoșul e bătrân. Da, bătrânul trebuie să... E cloașca, trebuie să bagă nascutitoare până mandulă. Da, ca să nască oile, ouăle, ca să îi bagă la hăpt la Udrea în frunte. Și la gardienii. O zis Cocoșul către Elena Udrea, what the fuck you, bitch? You are fuck me, Elena Udrea. Fuck you. No, do you fuck beer? Udrea e blondă, are silicone pline cu lapte. Uite pe mama ta, uite-te. Bună ziua, Udrea. Da, și Elena Udrea este frumoasă, nu are voie să intre în pușcărie, că nu are vinovată, are boghiș, are deschis acolo cu doamna, e ok, nu mă interesează pe doamna mine. Doamna Stanca. Dar din Zalău, apasării necurate. Asshole. You fuck și, you. Și doamna Elena Udrea, că e frumoasă, are mandarină, are boxe și trebuie să băgăm în ascultitoare până în mandulă și face băgăles. Nu-i voie. Trebuie să băgăm... Și trebuie să dansează cu noi. În ascultitoare. Trebuie să dansează cu noi. Ascultă bine, știi? Ascultă bine creionul. Ascultă bine creionul, da. Creionul trebuie ascultit bine, până intră până în hudă. Da, să facă găine. Găine. Cloșcă. Cloșca și găina. Care face cea cu curigul, că... Și maimuți, gorila și maimuțele trebuie să meargă la Elena Udrea, că Elena Udrea să... Are banane, că... da, are banane. Așa, Elena Udrea așa face la maimuța. Dacă stai și Elena Udrea e gorila mea. Da. Că se spune Elena Udrea e blondă, blonda, frumoasă, da. Și măruță trebuie să ajungă la Udrea ca să bagă la el în vizită, ca să întreabă: tu, Udrea, ce-ai făcut azi noapte de să scăpuți silicoane prin el? Au făcut Dallas Support. Da, am mâncat aici ouă și bumbe. Și trebuie să facă Dallas Support cu frate meu, că eu nu pot face, că eu sunt hipotentos, că ouăle mele au mâncat doctorii de la spital. Doctorii de la spital trebuie bănuții și nu avem bani. Că ouăle au mâncat, că au făcut foame de Paști. Da, și doamna Udrea? Elena Udrea a zis către noi: mă, îmi pare rău de vă că m-am mâncat ouăle. Unde-s banii, mă, a porului? Că Udrea a furat bani mult. Nu doamna Udrea, că doamna Udrea n-are ce fură, că e săracă. Sau parlamentarii ăștia. Parlamentarii, pensionarii ăștia fură și... Da. Mă, e bine Dragnea, că Dragnea vine să zică ce face în Zalău, că vine să... La Jibou vine Dragnea. Vine să se pișe. Da, vine să se pișe și să se... are fotbaliști în cap. Ce ați face cu Elena Udrea? Eu îmi fac dragoste cu ea, dar nu poate, că eu sunt hipotent. Eu ajute la discotecă, s-a dansat cu ea în buric. Și eu dansez numai la banda. Că la banda așa dansează. Și la banda e să fie frumoasă cu Elena Udrea. Da, Elena Udrea e frumoasă pentru noi. Și băga la șinie până mandulă Elena Udrea. Udrea are silicone pline cu lapte, de capră și de oaie. De unde are atâta? Băga la șinie, atâta. Nu, e a mea. Și a mea? Și a mea? Una ta, una partea ta. Da, că are două mandrine de capre. Nu mandrine, silicone pline cu brânze și cu lapteuc. Și că loptucul are, numai de capre are. Și de oaie are. Stai zic că oaia nu, oaia o face bea. Da, dar nu, că o vându la parlamentarii la să bea lapte de capre, tu nu știi. Oh, nu, lapte de măcare. Și de capre. De măcare, că e mai bun în lapte de măcare pe care... Da, așa face. Da, o făcut și de porc. Da. De guiți? Da, de guiți. Da, guiți, numai scropa. Dar de mânțe care sunt? De mânțe. De șobolani.
S-a mâncat de șobolani și Elena Udrea ei trebuie să aibă poză cu noi, că i-a făcut, i-a plăcut la mulți oameni și la ZT, la cum îi cheamă, la Wobbies. La Wobbies Canal D, da. La Wobbies Canal D și i-a plăcut foarte mult de noi. Da, dar și neagră de la OTV-ul arată Andreea bine. Manta, Andreea Manta, da, Andreea Manta e foarte bună, că e drăguță, brunetă, da, e brunetă și e subțirică. Da, Udrea are 60 de ani. Nu contează, că e tânără. Da, e bună de... E bună la dragoste. La prima vedere. Da. E bună, dar Cocoșul când a făcut poză cu noi, s-a despărțit bărbatul a doua zi. Că i-a fost de la Cocoșul când s-a făcut poză cu noi, că da. Elena Udrea i-a plăcut de noi. Comitetul de ziua 1 iunie, de ziua copiilor. Da, sigur că da. Și după aia, Udrea zice, mai pe Cocoșul, unde mi-s găinile care le-am clocat? Mă zic că l-am văzut la parlamentare cu 1000 de lei. Nu ți-o rușine, da, mă, boule. Da, cu 1000 de lei, da. Cu 2 lei. Nu, cu 1 leu. Aia e un leu e al lui, e un doilea al nostru. Da, sigur că da. Că un leu. E super. Și după aia zice că, nu, păi mi-am văzut și apartamentul și vila. Și după aia... No, Diamar, cum îi mere la îngemniță, dar nu mere îngemniță. Nu la chemniță, la facultate de drept. Acolo, la facultate de drept, acum unde învață. Da. Acolo, cămin de feche. Unde sunt gardienii care zice... Pițipoangele. Da, pițipoangele. Nu, haideți pițipoangele la mâncare, la băi, la băi și la face baie. Că vi se vede păsărica și după aia... Păsărica care face cucurigul. Da. Care are pădurea neagră. Da, și Udrea o să facă baie între locul lor. În locul lor nu o să aibă cameră bună, că o să aibă locul, cameră cu ei. Cu ei. Cu 24 de camere. Da. Și o să fie și... o să ajungă și acolo Dragnea. Se întreabă, Udrea, ce-a făcut Dragnea acolo? Lasă după ăla, că ăla nu-i cu noi, că ăla e departe cu noi. E, da, și că nu ne bagă în seamă pe noi. E, da, și Dragnea, o dat noroc cu Udrea și a zis, Udrea, ce faci, Dragnea? No, da, Diamar, păi... O zic că bine, stau bine în pat. Diamar, păi, nu le ajută pe ei. Și după aia așteaptă că ești vrea să-l bagă pe Elena Udrea în pușcăre, că n-are voie să-l bagă în pușcăre, e nevinovată. Cine? Parlamentarii. Parlamentarii? Parlamentarii se scapă la curs și după aia se scapă la nas. Da, și după aceea bagă mâna la buzunar și zice, se vede care ouăle. Da. Și ouăle lor, e bătrâne. Cu cui l-au vândut ouăle parlamentarii? Da, pe eu la habar n-am. Eu habar nu am. Cum să nu? Că parlamentarii au vândut la Udrea cu 1000 de lei și după aia i-au dat cu 2 lei. A, au vândut cu 5 lei. Da. Băieții, ce mesaj aveți pentru Elena Udrea? Elena Udrea, eu îi doresc la Elena Udrea, îi doresc o seară plăcută să a veni cu noi în Zalon înapoi. Că suntem oameni buni. Da. Și Elena Udrea, succes! Am eu. Hai, men, Zalon! Eu îi doresc la Udrea să aibă noroc acolo în facultate de drept, ca să mai pure, ca să nu mai facă prostii în Zalon sau la Boghiș. Și să aibă grijă de Cocoș. Că dacă Cocoșul nu mai e aici, găina nu mai e. Cocoșește. Și să ai grijă și de mărunță ca să vină la tine în vizită să te dau. Ce-ai făcut, Udrea? Da, pe-am făcut cu cocoș și găină. Da, lasă-mi pe vedere. Hai, men, zala numărul 1. Mulțumesc!